emoție să vină, să vă cunoască. Vă cunosc deja foarte mulți de pe lumea virtuală, ca să spunem asta. Domnul secretar de stat nu cred că are nevoie de prezentări. Poate înțelege cel mai bine diaspora, pentru că există un cuvânt în limba română care n-a intrat încă în vex, dar l-am învățat și eu acum câțiva ani, este diasporean. Și sunt convinsă că îi va face mare plăcere să vă salute, să vă spună câteva cuvinte și să intre într-un dialog cu dumneavoastră. Și știu că acest dialog va fi deschis, va fi sincer și le va aduce astăzi multe, multe lucruri. Să rămână. Bună ziua, Hristos a înviat. Excelență, stimate doamne, stimați domni, mă bucur să mă aflu la Bruxelles astăzi, la mulți ani românilor, românilor de pretutindeni, știți, mie îmi place să spun, românii de pretutindeni sunt cei din afara granițelor și cei din interiorul granițelor. Că dacă tot sunt de pretutindeni, sunt de peste tot. Sărbătorim astăzi o zi importantă. A românilor de pe tot globul, dacă vreți așa, a românilor de oriunde ar fi, nu întâmplător, astăzi ne aflăm la Bruxelles, în capitala Europei oarecum, așa să nu se supere celelalte capitale dacă ne aud. Și sărbătorim împreună această zi minunată, avem și semne frumoase de afară, că semne de bogăție, ploaia, să știți, chiar când am ajuns a început să picure. Asta e semn bun, semn de bogăție în capitala Belgiei, în capitala Europei, dacă vreți așa, le dorim tuturor românilor mult bine, sănătate oriunde s-ar găsi, dumneavoastră tuturor, și dialogul